Profeții sunt oameni aleși de Dumnezeu pentru a-i exprima voința și planurile, pentru a mustra și a îndrepta, pentru a anunța împlinirea pedepselor sau a vremurilor de izbăvire. Între cei mai cunoscuți profeți, numiți și profeții mari ai Vechiului Testament, se numără și Ieremia. Sfântul profet Ieremia s-a născut în jurul anului 650 înainte de Hristos, în sătucul Anatot, aproape de Ierusalim. A primit chemarea profetică încă de foarte tânăr. Aflăm din cartea sa despre chemarea adresată lui de către Domnul, care i-a zis: înainte de a te fi zămislit în pântece te-am cunoscut și înainte de a ieși din pântece te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. Iar Ieremia a răspuns: O Doamne Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc pentru că sunt încă tânăr. Să nu zici sunt încă tânăr, a zis Domnul, eu sunt cu tine ca să te izbăvesc. Domnul mi-a întins mâna, scrie Ieremia, mi-a atins gura și mi-a zis: iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Momentul chemării și misiunii Sfântului Profet a fost unul foarte dificil pentru istoria poporului ales. A trebuit să anunțe și să vorbească curajos împotriva propriului său popor, împotriva puterii politice, chiar împotriva templului, împotriva credinței idolatre privind inviolabilitatea lui. Deși risca lapidarea și a anunțat cu putere liderii politici și religioși: Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva templului acestuia și împotriva cetății acesteia cuvintele pe care le-ați auzit. Îndreptați-vă dar căile voastre și faptele voastre și supuneți-vă glasului Domnului Dumnezeului vostru și Domnului îi va părea rău de nenorocirea pe care o rostise împotriva voastră, iar că despre mine, iată, sunt în mâinile voastre, faceți cu mine ce vi se pare bun și drept. Chemarea la slujirea profetică a fost grea. Citim la profetul Ieremia plângerea sa privind această cruce: Doamne, Tu m-ai aprins și iată sunt înflăcărat. Tu ești mai tare decât mine și ai biruit, iar eu în toate zilele sunt batjocorit și fiecare își bate joc de mine. Cuvântul Domnului s-a prefăcut în ocară pentru mine și în batjocură zilnică. De aceea mi-am zis, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai grăi în numele lui. Dar iată, era în inima mea ceva, ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele și eu mă sileam să-l înfrânez și n-am putut. Ieremia nu doar a prevestit drama exilului babilonian, ci i-a fost dat să o și trăiască. Suflet sensibil fiind, toate evenimentele acestea au lăsat urme adânci în inima lui. Deși fără de legile noastre mărturisesc împotriva noastră, dar Tu, Doamne, fă milă cu noi pentru numele Tău, scrie el. Totuși Tu, Doamne, ești în mijlocul nostru și numele Tău este chemat asupra noastră, nu ne lăsa. Deși i s-a dat posibilitatea să plece în exil, Ieremia preferă să rămână acasă. În acele întunecate timpuri, Ieremia primește de la Domnul vestiri de bucurie. Israel, purificat de păcatele sale, se va întoarce acasă. Tradiția ne spune că pentru curajul mărturisirii sale, Ieremia împreună cu Baruch, fidelul său colaborator, a fost uciși cu pietre.